Așa e cu toate sculele astea. Bună seara tuturor! Mulți ani, bună seara! Mulți ani, salutare! Pentru cei care nu mă știu, sunt Sergiu Axinte, antreprenor în domeniul pielăriei, cu background în tabăcărie. În anul 2000, tatăl meu a cumpărat o tabăcărie și de atunci stau printre piei. Iar în anul 2013 am început să import piele și alte accesorii, adezivi și alte lucruri pentru industria pielăriei. În seara asta avem plăcerea să-l avem invitat pe unul din cei mai respectați tăbăcari, ingineri tăbăcari din România, de la care eu am învățat foarte multe. Este vorba de Ludovic Vereș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! O să intrăm direct în pâine. Domnul Vereș, care sunt etapele din tăbăcărie, pornind de la piele crudă până la piele finită? Cum, și o mică descriere la fiecare. Ok. Deci prima etapă, ca la orice piele, este jupuirea, care este o etapă foarte importantă, având în vedere că o mare parte din piele se poate distruge chiar din etapa jupuirii. Deci, jupuirea mecanică în amatoare este cea mai indicată pentru fabricile de piele ca să poată prelucra în condiții civilizate orice piele. Următoarea etapă este conservarea, iarăși foarte importantă, pentru că dacă nu este făcută la timp și nu este făcută corect, par de piele mediabile pe piele, procesul de tăbăcire. Iar după aceea urmează procesele chimice și fizice ale tăbăcirii și prelucrării. Și în momentul când intră într-o fabrică de piele, pielea conservată intră în niște procese chimice care se fac în butoaie, care fac depărarea pielii, înlătură epiderma, înlătură hipoderma printr-un proces mecanic numit ceruire. Pielea care se prelucrează la finit rămâne numai partea de dermă, care după aceea, prin operații chimice, ajunge să fie tăbăcită, fie în crom, așa numită tăbăcire minerală, pentru articole de încălțăminte, marochinărie, fie tăbăcită vegetal, tot pentru încălțăminte, marochinărie și echitație. După aceea urmează procesele mecanice care duc pielea spre faza finită. Urmează procese de nobilare prin așa numita retanare, vopsire, ungere, unde îi se conferă pielii caracteristicile dorite. E vorba de culoare, moliciune, plinătate și așa mai departe. Pielea după aceea se usucă, tot după niște procedee mecanice, deci spun mecanice și fizice, pentru că se face o preuscare sub un clopot de vid, care reduce uscarea de la 12-16 ore la 2-3 minute. Practic care scoate mare parte din apă. Exact, urmând ca desăvârșirea uscării să se facă ori în uscătoare tunel cu aer cald sau la liber. Iar după aceea urmează procesul propriu-zis de finisare, unde se nobilează pielea prin diferite finisaje. Sunt zeci de mii de sortimente. Finisajele diferă de la finisajele clasice, tip box, care dau un aspect ușor plastic, până la finisajele cerate, uleiate,
care poate să dea caracteristici de piele antică, piele cerată, piele periabilă și așa mai departe. Deci cam astea ar fi procedeele în mare, pentru că așa am putea povesti ore întregi. Cum am putea să ne dăm seama că o piele este tăbăcită vegetal, semi-vegetal sau cu crom? Deci numai prin analize chimice. Trebuie să fiu un specialist ca să, prin simpla pipăire organoleptică a pielii, să-ți dai seama că ea este tăbăcită 100% vegetal sau semi-vegetal sau numai cu crom. De fapt, tăbăcirea numai cu crom nu există. Este tăbăcirea propriu-zisă cu crom, care după aceea se, în operația de retanare, se înnobilează cu extracte vegetale, cu extracte sintetice, care dau plinătate, suplețe și așa mai departe. Tăbăcirea în crom este practic faza prima a tăbăcirii, când se face pielea imputrescibilă, urmând ca după aia, în etapele următoare, să conferim ceea ce dorim să conferim pielii. Tăbăcirea în crom este o tăbăcire relativ nouă, a apărut acum vreo nici 100 de ani. Tăbăcirea vegetală este o tăbăcire foarte veche, descoperită chiar în mormintele antice din Egipt. Pie tăbăcite vegetale. Deci singura modalitate de a vedea dacă o piele este tăbăcită în crom, vegetal sau semi-vegetal este analiza chimică. Pentru că o piele care spui că e vegetală poate să fie creată semi-vegetală și organoleptic nu se poate face o determinare 100%. Știu că un test pe care îl putem face rapid să vedem dacă e tăbăcită semi-vegetal, dacă e tăbăcită vegetal sau nu, este cu unghia și dacă rămâne dacă semnul se menține acolo, înseamnă că pielea se poate sculpta și este tăbăcită vegetal. E adevărat? Ok. Deci acum o să facem o mică paranteză. Există piele tăbăcită vegetal care are un conținut redus de cromoxid, de crom, de 0,5% cromoxid, care este într-adevăr o piele tăbăcită vegetal, se comportă la această operație cu unghia sau cu alte obiecte dure, așa cum ați spus, dar nu este o piele tăbăcită, aceasta nu este o piele 100% tăbăcită vegetal. Și de ce spun asta? Pentru că anumite țări, anumite branduri de modă cer piele tăbăcită 100% vegetal, care nu aibă conținut de crom deloc, 0% să aibă. Și atunci a apărut noțiunea de piele vegetală 100%. Acea tăbăcire cu 0,5% cromoxid se face tocmai pentru a putea să faci anumite prelucrări mecanice înainte de a face tăbăcirea vegetală propriu-zisă. Nu se deosebește cu absolut nimic la caracteristici de pielea tăbăcită 100% vegetal, care nu se tăbăcește înainte cu 0,5% cromoxid, se pretăbăcește cu aldehide, cu glutaraldehide și așa mai departe, care este într-adevăr 100% vegetală. Și nemții și multe țări din Europa Occidentală au solicitat de multe ori ca piele care se încalță, mai ales copiii, să fie făcute din piele tăbăcită 100% vegetal, considerând cromul toxic. Alergen. Exact. Care este o mare greșeală, pentru că nu este adevărat. Cromul toxic este cromul hexavalent. Aici intrăm puțin în chimie. Cromul care e cancerigen. Exclus în tăbăcirea pieilor. Cromul trivalent, care se folosește la tăbăcirea pieilor, nu este și nu va fi toxic niciodată.
Deci eu, ce să spun, e mai mult o chestie de politică, treaba asta. Nu există crom, piele tăbăcită în crom toxică. Deci e o prostie treaba asta, mă rog, este ca și prostia cu pielea ecologică, care nu este piele. Este o glumă. Da, anumite chestii de marketing, în primul rând, și de a prosti până la urmă clientul final, că mănâncă când se duce să-i cumpere bebelușului sau copilului piele tăbăcită vegetal, pantofi din piele tăbăcită vegetal 100%, o să aibă scris acolo o mică poveste în care spune că este extraordinară, că copilul nu are substanțe toxice de încălțăminte și așa mai departe. Și atunci, se întâmplă ce se întâmplă. Dar, încă o dată repet, pielea tăbăcită în crom este cu crom trivalent, care nu este toxic, exact ca și cromul din oțel. Nu are deloc proprietăți cancerigene și așa mai departe. Da, eu mai am câteva întrebări și desigur vă invit pe toți. Aici. Sigur, când simțiți nevoia să să adresați întrebări. Toți suntem aici, aș vrea să adresez și o întrebare domnului inginer. Mă bucur să ne cunoaștem în primul rând, măcar așa, o să ne cunoaștem și în persoană. Da. Aș vrea să înțeleg de ce este diferența asta de preț între pielea tăbăcită vegetal și pielea tăbăcită cu crom. Mă rog, cele două mari categorii pe care le-ați enumerat dumneavoastră adineaur. Asta înseamnă, sau eu presupun că înseamnă durata procesului de tăbăcire și proprietățile pielii respective. Pentru că aici aș vrea să intrăm un pic în, dacă tot ajungem la proprietăți, ce diferențiază cele două tipuri de piele. Dar întâi să vedem diferența, de ce e diferență de preț atât de mare. Asta înseamnă că vine de la producător, eu așa știu, de la producător vine diferența asta de preț. Și după aceea să vedem un picuț care sunt diferențele între ele, care avantaje, dezavantaje, zona asta de discuție. Deci pielea tăbăcită în crom se folosește în special pentru încălțăminte, din cauza asta se și numește tipul de piele, se încadrează la pieile moi, așa se numește pieile tăbăcite în crom. Ele sunt folosite, pieile tăbăcite în crom, în proporție de 90% pentru fabricarea încălțăminte. Bineînțeles și a marochinăriei, a tapiseriei, fotole ăsta în care stau, ăsta e făcut din piele tăbăcită în crom, finisată și așa mai departe. Tapiseria auto, iarăși, este o piele tăbăcită în crom. Pielea vegetală este mai scumpă, într-adevăr, nu pentru că procesul tehnologic ar include niște chimicale mult mai scumpe. Într-adevăr, procesul tehnologic este mai lung. Pielea tip cordovan, dacă ați auzit de ea, se face... Da, ne place pielea aia. Se face în acest moment numai într-o tăbăcărie din Statele Unite, în Texas. E o piele chiar specifică, se face în oglinda de cal, de la crupa calului, care este un țesut foarte des de colagen. Este o piele foarte rară, în primul rând, pentru că oglinda unui cal are diametru de maxim 30 de centimetri, deci se obțin suprafețe mici. Și este și motivul pentru care este așa de scumpă. Plus că tehnologia durează luni întregi. Asta e cordovan. Da, e posibil. Eu nu dau vorbite. Nu. Ce vreau să spun este că pielea asta este achiziționată din Italia, din Toscana. Deci nu dau verdicte din poză niciodată. Da, e posibil să fie cordovan, dar nu spuneați, nu, că dumneavoastră spuneați probabil de tăbăcăria Horwin, din Statele Unite. Exact. Care au o tradiție.
Exact. Este o singură călătorie în Statele Unite în care face Cordovanul. Eu știam că este și prin Japonia, este și prin Toscana, dar lăsăm subiectul deoparte să discutăm despre produse, efectiv, despre chei. Italienii sunt mai ieștini a face artificii. Ok. Deci, pielea cordovan este, v-am spus, o piele foarte rară. Se produce în cantități mici, de asta este și foarte scumpă. Nu știu cât ați dat dumneavoastră, dar vă spun eu, două oglinzi de cal care au 30 de decimetri maxim diametru, valorează cam $250-300 la prețul de piață. Deci este un preț foarte bun, vă rog să-mi dați sursa, că e un preț foarte bun. Da, așa a fost, $250-300. Sursa este tăbăcăria din Statele Unite. Da. Deci nu știu la comercianți cât costă. E posibil să fie dublu după aceea. Se calculează la un 650 de euro metru pătrat aceea se calculează cât are bucata. Două pinți de cal înseamnă două piese cu diametru de 30 de centimetri. Deci la un metru pătrat mai avem. Știu, nu, într-un metru pătrat intră trei bucăți, trei sau patru bucăți și atunci se calculează prețul la metru pătrat și se împarte pe fiecare bucată. În afară de asta, pielea tăbăcită vegetală este foarte rară, pentru că majoritatea tăbăcărilor s-au specializat pe tăbăcire în crom. În România mai există o urmă de tăbăcărie care este a noastră, care mai face piele tăbăcită vegetală. În rest, nu există așa ceva în România și în Europa sunt foarte puține. Parcă în Italia sunt vreo două, în Austria una și cam nu prea mai știu altele. Știu că aveți produsul ăsta pentru că vin periodic la dumneavoastră și mi-aleg pieile din ce ofertă aveți acolo. Să revenim un picuț la discuții. Diferența de preț între tăbăcita vegetal și tăbăcita cu crom. Da. Nu este. De exemplu, la noi, la Tamiv, nu este o diferență mare de preț. Deci dacă ați văzut o pile milimetri tăbăcită în vegetal, ați văzut în jur de 145 de lei metru pătrat. O piele deosebită tăbăcită cu crazy horse sau pull-up sau cerate la 2 mm grosime, tot pe acolo ajunge prețul. Deci, nu da, da. Aspectul ăsta l-am înțeles. Diferența de preț v-am spus unde este. La piele speciale, cum e cordovanul, și piele groase, e normal. De exemplu, dacă vreți o piele de 3-4 mm, e normal că e mai scumpă pentru că din pielea tăbăcită mineral se mai extrage un strat numit acel strat de șpalt, prin care se face încălțămintea de șpalt velur. Cum ziceți dumneavoastră, unii piele întoarsă, iarăși e neadecvat, este al doilea strat de șpaltul velur, care și aceea reprezintă o valoare. Și e normal ca pielea aceea care a rămas să fie un pic mai ieftină decât pielea vegetală. Da, că practic din grosimea de 4-5 mm a fost împărțită și s-au scos două articole. Exact. Iar pielea și voiam să... Da. Mai era discuția de diferențele de calitate, de caracteristici între pielea tăbăcită vegetal și pielea tăbăcită cu crom. Lăsând deoparte aspectul că cea tăbăcită vegetal poate fi amprentată, decorată și așa mai departe, în afară de diferența asta, în parcursul, în viața unui produs făcut din fie crom, fie vegetal, cam care ar fi diferențele din punctul dumneavoastră de vedere? În primul rând, pieile tăbăcite în crom se numesc piei moi. Pieile tăbăcite vegetal se numesc piei tari. Pieile tăbăcite vegetal au cu tot o altă destinație decât pieile tăbăcite în crom. Pieile tăbăcite vegetal se folosesc și acelea în marochinărie, dar în alt tip de marochinărie decât acel napa care se folosește pentru genți de lume și așa mai departe. E o marochinărie mai grea, genți de poștaș,
Shay. Bine, este altă categorie. Mă refer la tolbe de puști, astea de pești de cuțite și așa. Pești de cuțite, da, da. Vânătoare și tot felul de treburi de genul ăsta. E o firmă în care am lucrat și noi și a lucrat și pe Lorex în Sibiu, care face lucruri faine pentru vânători. Da, îi știu, îi știu. Pe Horia, domnul Horia, îi știu. Deci, în primul rând, așa, ok, asta mă refer la piele mai subțiri, de 2 până la 3 mm. Cea de la 3 mm sus se folosesc pentru șei, iar de la 4 mm în sus, 5-6 mm se folosesc pentru hamuri, pentru tracțiune și așa mai departe. Deci, ele sunt, odată conferă o rezistență mai mare, tăbăcirea vegetală la rupere, o alungire mult mai mică. Deci, exact. Hamur, piele tăbăcită vegetal, nu are pericolul ca la ploaie să se lungească în așa hal încât calul să plece și căuța să rămână. Sunt mulți care fac portăreli și vând hamur și spun că vegetal, nu este adevărat, nu sunt vegetale acelea. Am venit clienții la ei și le-au spus că, domnule, dar m-a prins ploaia în pădure și s-a lungit hamul că a plecat calul și a rămas căruța asta și rup hamul. Da. Bine, aici ca un artificiu ei o dublează cu un textil ceva și atunci nu o să mai lungească. Să vă spun un mic secret de-al meu sau o taină. Cele mai faine curele pe care le fac eu sunt făcute din pielea de la dumneavoastră. Da. Și să vă mai spun un secret. O curea de pantaloni făcută de mine a fost testată la 400 de kilograme, o curea de pantaloni. Și n-a pleznit. Referiți la pielea tăbăcită vegetală. Exact. Și groasă. Da, înseamnă că ați luat de la noi curea din crupon negru la 3, la, până la 3-5 mm. Nu. 5 mm bivol. Ah, ok. De asta ați luat chiar de aia, de hamur. Solidă. Da, da. Așa este. Deci, jos pălăria și e singurul produs pe care am avut curajul să-l testez atât de mult și-o și ținut testului. Da, eu știu, pentru că eu am avut discuții multe cu clienții care... Opa, da. Da, s-a revenit. Eu am avut multe discuții cu clienții care veneau și spuneau, da, uite, eu la Bistrița iau la jumătate de preț sau nu știu de unde mai iau la jumătate de preț. Și de ce nu faceți piele un pic mai ieftină și mai proastă? Și am zis, domnule... să dărâmpă. Eu mai bine nu vând nimic pentru că asta este decât să stric calitatea. Păi dacă face altcineva mai prost, de ce să mai fac și eu mai prost? Ce sens are, nu? Nu fac mai aici. Da, am înțeles, am înțeles. Mai glumim un pic, dar am înțeles, am înțeles. Da, dar ca o glumă am luat-o și eu când mi-a spus treaba asta. Ok. Da, las loc și altor colegi dacă vor să mai întrebe, că altfel o să monopolizăm discuția. Mulțumim, Adrian. Hai să vedem. Mulțumesc. George Stălcianu are o întrebare. George? Trebuie să te... Să apeși butonul la microfon. Uh-huh. Se aude acum? Da. Vă salut, domnul Ludovic, și cu drag și ceilalți participanți. E prima dată când intru în grupul dumneavoastră. Trebuie să fac, Sergiu, o mică introducere a mea, ca să știți despre mine. Eu nu am avut nicio tangență cu pielea și cu producția. Am intrat în domeniul ăsta anul trecut, în 2021. Copilărin la țară, sunt născut în 81. Am avut o copilărie de visă, deci am trăit cu bunici, am prășit și am prins drag de tot ce înseamnă lână, piele. Dacă simt miros de hățuri, nebunesc. Pentru că mă alimentez în familie doar cu produse de la țară, deci cumpăr tot lapte, ouă, carne, am început să tai vitei și îl împart cu fratele și cu
alți prieteni. Dintr-o frustrare pe care o avem cu toții în România, nu neapărat cei din domeniu, am observat că lână se aruncă pe câmp, pielea se pune într-un sac și se aruncă. Totuși, venind pandemia COVID, eu lucrând în prestări servicii, publicitate pe internet, fel și fel de denumiri de astea, sunt manager, marketing, nu știu ce, am ajuns la concluzia serioasă, având 3 copii, că practic pot să mor de foame cu toate diplomele și tot ce făceam eu ca și prestări servicii și vreau, mi-am impus să trec de la degete fine și laptop la ciocan, că efectiv economia mondială se prăbușește. Am avut eu niște încercări cu lână și ca să mă apropii de piele, am început să strâng toate pieile de la viței care se tăiau în satul meu. Iar am ajuns la numărul de vreo 40 de piei, nici mi-am tot podul plin. Lucrez cu Institutul Național de Pielărie de la timpuri noi, apropo de crom, ei fac cu crom. Dar am avut a doua tristețe mare. Deci eu am lucrat acolo, am dus pieile, mergeam cu mașina, cu bălegarul, copilărind la țară, trăgeam tare în piepță, miros. Deci o muncă întreagă, ca să le strângi, le plătesc cu 60-70 de lei, nu cu 50, o sărăcie de bani. Plătesc pielea cu, acum cu 75 de lei, indiferent de dimensiune, ca să nu stau cu cântarul, cu nu știu ce. Vreau să vă întreb prima întrebare. Eu având foarte multe piei, e o problemă. Vara se încinge podul. Eu lucrez singur pentru că nu am găsit tapițeri și după multe crângi acum m-am speriat să nu le afecteze în timp și le-am pus, cum să pun pieile de fapt mai multe, că nu le-am pus 10 snop. Am împărțit și eu pe spații cât mai deschise și le-am pus vopsit la vopsit și pe urmă partea asta de piele în piele. Nu știu dacă am făcut bine. Asta ar fi prima întrebare. Și povesteam de a doua mea supărare. Deci am văzut că oamenii aruncau pielea. Eu am început să le strâng. Am tone, zic eu așa, exagerând. Am foarte multă pielea mea produsă pe banii mei și produs finit pe care pot să-l bag în producție. Dar ce să vă surprize, că m-am luat la firme care oferă accesorii stil să tapisez față, canapea și când am intrat în grupul tapițerilor ca să o iau și eu de la capăt, să fac niște scaunele, taburete, ce să vă surprize acolo? Ei mă contestau pe mine, fugi, dumneavoastră, ei lucrează și nu o fac ca bârfă, că e început de an, Doamne ferește, și încerc să vorbesc cât mai puțin și mai ales cât mai puțin de rău, dar adversitatea o găsim de la meseria și de la tapițer, adică sunt cam singurul care tapițează în piele, în grupul tapițerilor, unde, apropo, când am intrat, eu fiind mai cu marketing, am făcut niște descrieri fantasmatice, răstignit imediat, pus pe cruce. Oamenii români sunt buni la suflet, m-am adaptat în mediului, dar vreau să zic că adversitatea împotriva pielei, eu nu, adică nu mă așteptam să o primesc de la tapițer. Acum nu știu, poate cei din marochinărie, de încălțăminte, nu sunt așa. A doua treabă, eu am solicitat la Institutul Național, domnule, eu nu vreau o piele subțirică, stil așa, să-mi fac pe degete. Vreau să fac niște... Și am vrut ca să mă adresez în grupul tapițerilor, domnule, care faci și eu canapea din piele, 100%, pielea mea, dar eu grosimea o vreau foarte, așa cum mi-am făcut toată pielea, și anume am cerut maximul, am 4 mm, pentru că după mintea mea, neavând nicio experiență, nu știu dacă să trap asta în timp, dar bănuiesc așa la mintea unui copil că ceva mai gros e mai bun la piele când stai cu fundul pe ea, vorbesc de tapiserie, nu de cizme sau astea, sau poșete, n-am găsit niciun tapițer. Zero. Și am luat eu sula și toate astea de la zero, autodidact, și mai am o întrebare din final foarte importantă, și am început să fac niște produse. Am pus un link pe grup, unele mai eșuate, cele de început. De ce se ferește un tapițer? De problema de timp? De problema de muncă tare? Că una să tragi de o piele groasă de 4 mm, și una e să lucrezi, să tragi ca un cercepuț. Asta ar fi altă întrebare. Și a treia întrebare, cea mai importantă, pe care m-a terminat psihic,
că vreau să plec, apropo Sergiu, vreau să plec în Anglia, să găsesc și eu să fiu calfă, să mă să fac un training, eu sau fratele meu, că încercăm să îmi țin pielea, nu vând. Am multă piele și acum mai am că fiței să taie din 15 noiembrie până în 15 februarie. Visez eu așa, deși m-am început și eu să fiu bătrân la 41 de ani. Dumnezeu, nu am găsit un atelier. M-au invitat oamenii, dar pe ce mă interesează pe mine? Adică unii să-mi fac prototipul de canapea, lucrez foarte mult în Chester, să vin și eu acasă cu niște forme. Eu nu vreau să fur know-how nimănui sau, și nu vorbesc de să vin gratis acolo ca să învăț ceea ce e cel mai important, ce faci tu aici, lecții de astea spre adâncite cu chimie. Unde pot să găsesc și eu un atelier să-mi fac, de exemplu, ce mă interesează pe mine, expre, o servietă tapizată în piele, usută, frumos, am dat un exemplu acolo, sau să învăț să fac, să o trimit pe cumnate, că vreau să lucrăm în familie, să facem niște poșete. Și de aici am las imaginația mea ulterior. Dar fiind cizmă, n-ai cum să înveți de pe YouTube. E clar, au făcut rușii foarte multe videouri unde sunt teroși pentru sănătatea lor că au făcut așa ceva. Eu de acolo am început primele băncuțe. Deci cam astea ar fi primele mele întrebări, ca să nu vorbesc prea multe. Cum să ține pielea când ai foarte multă? Nici nu pe o bară subțire nu merge, că îmi strică forma. Am luat de la de lopeți, de barcă, mai groasă, nu știu ce. Dar cum să ține efectiv când ai mai multe înfășurate, fiind cu crom, că totuși, care e problema? Totuși mie mi-au apărut niște mici pete verzui pe care omul mi-a zis că ar apărea, deci ciupercuțele astea. A doua, supărare și trebuie să facem ceva, tu, Sergiu, fiind capitan aici, de a aprinde drag de piele. De către tapițeri mă refer, nu de că ce găsim noi? Ikea în magazine și placaj? Păi și noi suntem, scuze, tâmpiți românii de nu, unde găsești tu o canapea din piele? Mergem la Mob Expert, mergem oriunde. Aș putea fi un pic mai concis, dacă vă rog, că să știm care sunt, de fapt, întrebările punctuale. Da, bun. Da, hai să vedem care sunt întrebările. Cel mai important e atelierul unde pot să fac și eu un training contra cost sau o școală de pielărie sau ceva mai aplicat cu mâinile, să vină maestru și o calfă să știu cum să cos o servietă în piele. Scuze. Și vă iubesc. Ok. Mersi frumos, George. Hai să vedem care sunt întrebările pentru domnul Vereș din seara asta, că dacă dânsul are un atelier, de unde putem să învățăm să lucrăm cu piele? Asta, în primul rând. Uh-huh. Uh-huh. Atelier contra cost sau cum le organizează dânsul. Dar așa, ore de școală, aplicate. Uh-huh. Ok, domnul Vereș, să vă dați în mod, vă rog. Domnul Vereș, nu vă auzim, trebuie să vă dați în mut. Trebuie să vă porniți microfonul. Veți? Așa, acum da. Da? Ok. Deci, prima întrebare era cu pielea, conservare, jupuire și conservare. Deci, din start vă spun și descurajez pe toți care jupuiesc acasă animale. Pentru că jupuirea manuală este făcută de obicei și la o mică țuiculiță și la un mic meseriaș și totdeauna pielea nu este jupuită corect. Jupuirea corectă se face numai în abatoare și acolo numai cu jupuire mecanică. A doua chestie, conservarea pieilor, este o operație foarte delicată. Conservarea trebuie făcută imediat după ce pielea a fost jupuită și s-a răcit. Conservată cu sare multă, presărată, împachetată, dacă este o singură piele, dacă sunt mai multe piei, puse în sticlă una peste alta. Într-un loc răcoros, umbros și fără soare. Și în rest, necesită nimic. După ce s-a făcut această primă conservare, se face a doua conservare la 2 săptămâni, se scutură sarea veche dacă nu s-a pătruns în piele și se mai presară un rând de sare și se pune tot în același loc, uscat, răcoros. Și cât timp se poate ține pielea asta
așa conservată, fără, fără a fi afectată. Cu sare, trebuie făcut această operație de reînnoire a sării din 3 în 3 săptămâni. Dacă este tratată și cu acid boric, care se găsește în comerț, atunci după a doua sărare se poate lăsa în anotimpul rece și 5-6 luni, în anotimpul cald după 2 luni iar trebuie făcută resărare. Deci și conservarea pieilor deja vopsite. Vă referiți la pieile finite? Finite, da. Când avem multe. O piele finită care este ținută în condiții de umiditate normală, adică nu umiditate crescută și într-un depozit corect, nu trebuie făcută altă conservare. Deci ele nu mucegăiesc. Înseamnă că depozitul a fost umed. Nu, nu, când avem foarte multe, cum le stivuim, împărțite pe pari, una peste alta. Luați și le puneți una peste alta, cum stau și în depozite la noi. Mm-hmm. Se rulează și se una peste alta. Nu este nicio problemă chestia asta. Iar a și doua... vopsit în vopsit sau piele în piele? Care ar fi mai... N-am înțeles. Când punem pielea una peste alta, vopsit la vopsit sau nu contează? A, vă referiți carne la carne sau carne la față? Da, 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 da. Ok, nu are nicio importanță chestia asta. Dacă condițiile sunt de umiditate corecte, adică să nu depășească 50% umiditate relativă, se ține indiferent în ce și față la față și carne la față. Ok. Asta. Iar referitor la a doua întrebare cu tapiseria, am înțeles că ați vrut să faceți o tapiserie din piele de 4 mm. Da. Deci să fiți un pic mai explicit ce înseamnă. Ați vrut să faceți un șezut pentru scaun de pescar sau ați vrut să Nu, am vrut să fac o canapea. Tapizată în stil Chesterfield. Deci nu se poate face canapea cu piele de 4 mm. Pielea pentru canapele fotolii este de maxim 1,8 mm grosime. De obicei se folosește piele de 1,2, 1,4 mm. Valabil și pentru tapiseria de casă, pentru canapele și pentru tapiseria de mașină. Deci pielea de 4 mm se folosește numai pentru șezuturile de scaune de pescar sau am văzut eu în anumite puburi acele scaune care au ramele metalice și au pus o traversă de piele și pe spătar și pe șezut. Și aceleași piei tăbăcite vegetal. Pielea totdeauna se subțiază ca să fie prelucrat, să poată fi prelucrat. Probabil că de asta cei de... Care ar fi inconvenientul? Că nu este rândul, sau care? Nu se tăbăcește. Deci piele de 4 mm nu se prelucrează în crom. De-aia cred că cei de la institut au și refuzat sau nu știu ce au făcut. Nu, ei mi-au făcut-o, eu le am groase. V-au făcut de 4 mm, că așa ați cerut. Și a ieșit moale ca lumea. Da, da, da. Păi eu am o mână. Am și... Deci nu, dar nu se face canapea pentru că nu ies pliurile corect. Eu am făcut doar băncuțe. O canapea nu am făcut, dar băncuțe de-astea... Stil eu cred că pielea trebuie aleasă în funcție de proiect. Nu poți să punem roți de tractor la daci, că nu merge. Știu că sunt mai puternici roțile de tractor, dar nu se potrivesc pe Dacia, adică... Da, da, deci la canapele nu merge. Trebuie o piele de moliciune mare, de tip Napa și așa mai departe. Ok, și ultima întrebare foarte importantă și către toți colegii, dacă există cumva școli sau ateliere sau fabrici unde poți să-ți faci o mână în direct? Nu există. Eu am ultima profesională care am școlarizat-o și mai am acum din elevii aia, mai am muncitori în fabrică, a absolvit în 87. Asta a fost ultima clasă profesional. Vreau să vin și eu la 6 ani. Ok. Și după aceea s-au încercat tot felul de astea pe meserii, de nu știu ce, de calificări,
Da, eu... Păi și noi care vrem să intrăm în domeniul ăsta, care vrem să ne facem și noi o mână, să reușim să facem și noi un portofel în afară de YouTube, ce soluție avem? Sunt diverse grupuri în care ne-am adunat cei care am învățat singurei și ne mai împărțim informații. Adică nu cred că cu domnul Vereș găsim soluția la problema asta, părerea mea. Era o întrebare și către toți colegii. Adică unde poți să faci... Asta cu online-ul, cu vorbitul, e foarte greu să prinzi o meserie. Și am învățat în fabrică, pur și simplu. Păi asta e, în fabrică înveți, așa cu... Eu am avut nevoie de ei și trebuia să-i învăț. Okay. Eu nu fac școlarizare pentru extern contra unei sume de bani sau unei plăți. Nu fac așa ceva când am timp. Și nu cred că găsiți așa ceva. Dar să mergeți ucenic la o firmă de marochinărie să vă înveți acolo. Altă soluție eu nu văd în ziua da, dar asta. Faci ce vrea el, adică nu ce ai vrea tu. Păi de asta, meseria se fură până la urmă. Da. Îmi permiteți două secunde. George, uite, eu zic că eu sunt exemplu perfect. Că nu a fost nimeni lângă mine. Am învățat singur de pe YouTube și de 2 ani. Foarte greu. Adică cred 50%. Până nu te duci în fabrică să te ajute cineva care stea la 30 de centimetri de tine, e destul de greu. Adică... Da, okay, asta e părerea ta, e greu, dar... Nu, te cred că tu ai reușit și ai, mai ales dacă ai mâini de aur. În cazul meu, am și problemă asta. Păi da, dar mâinile se formează cu timpul, adică nu poți să vină cineva să zică, bă, fă așa, fă așa. Până tu nu exersezi și nu practici, degeaba vrei chestia asta. Deci, ca să spun direct, sunt fan comunism, dacă vrei. Unde aveai 100 de uși la care să bați, să-ți faci mâna efectiv. Asta cu online-ul, de când și cu pandemia, să învățăm. E foarte interesant că ne vedem și că ne încurajăm, dar ai nevoie de cineva să vezi în direct, în fabrică. Părerea mea, dar n-ai ce să... Uite, omul mi-a zis că nu există. O să fac YouTube în continuare. Păi dacă nu te adaptezi, înseamnă că... Fii atent, am găsit pe YouTube să faci o servietă tapizată în piele, un clip de 2 minute. Ce să învăț de acolo? Cum să cosi eu pielea pe un placaj? N-am nicio șansă într-un minut. Ăla e de fapt un trailer, un promo. Da. Da, uită-te la Tony, ce face el pe YouTube și eu cred că exemple sunt foarte multe de unde poți învăța și ok. Eu înțeleg și punctul tău de vedere că nu ești autodidact, dar cu pandemia și cu lucrurile care vin, dacă nu ne adaptăm, o să dispărem, pur și simplu. Clar. Da, George, hai să ne auzim după webinar și s-ar putea să găsesc pe cineva care te poate ajuta. Bine? Mersi, mersi. Cum ai, drag? Bun, hai să mai să vedem. Andra, văd că ai mâna ridicată. Vrei să ne întrebi ceva? Ok. Hai să vedem. Bună, nu. Scuze, din greșeală am apăsat pe acolo, dar mulțumesc. Ok. Hai să vedem. Domnul Vereș, cum stabilim ce vopsea, ce tip de vopsea putem folosi pentru o anumită piele? De exemplu, la pielea tăbăcită vegetal merg doar anumite tipuri de vopsele, la pielea tăbăcită cu crom merg alte tipuri. Putem să le clasificăm în vreun fel aici? Nu, vopsele se clasifică pur și simplu după compoziția lor, care merg și la pielea tăbăcită vegetal, cât și la pielea tăbăcită mineral. Mm-hmm. Deci, știu că sunt vopsele pe bază de apă, pe bază de alcool, acrilice. Coloranți metal complexi și sunt pe bază de pigmenți metalici, care sunt pe bază de caseină sau fără caseină. Ele se amestecă, după aia pigmenții se amestecă cu vianțe acrilici, cu plastifian și așa mai departe și se prepară vopseaua.
Iar metalul complex se folosește cu un solvent, de obicei alcoolul izopropilic, etilenglicolul și apă. Și pus aș vrea să mai completez un pic întrebarea. Care e vopseaua care penetrează cel mai bine? Ce bază are? Deci cel mai bine penetrează orice vopsea dacă se folosește un solvent adecvat. Deci și pigmenții penetrează destul de bine și coloranții metal complex pe o bază de apă penetrează bine. Trebuie folosit un solvent adecvat pentru penetrare. Ăsta este alcool izopropilic sau etilenglicol. Etilenglicol, ok. Sau alcool izopropilic. Spiritul nu prea este, deci alcoolul etilic nu prea este indicat când se evaporă foarte repede și nu ajută la, adică nu, până să penetreze, se evaporă. Dar dacă folosim o vopsea pe bază de alcool, nu o să usuce pielea? Adică după această vopsire nu trebuie rehidratată pielea cumva? Nu. Pentru că alcoolul practic ajută numai la penetrare, el nu strică proprietățile pielii, nu distruge nici cantitatea de ulei din piele, deci pielea rămâne la fel. Deci nu degresează. Nu degresează. Nu, degresează înseamnă să o bagi în soluție, să speli ca lumea, adică e un proces de durată, nu pur și simplu că am dat cu buretele sau cu pistolul. Am înțeles. Ok. Am înțeles. Eu am observat la vopsirea, de exemplu, cu vopsea pe bază de alcool, pe o piele pe care eu știu că este tăbăcită vegetal, sau mă rog, cu 5% crom și restul vegetal, am observat că devine mult mai dură după vopsire. 0,5. Mult mai dură. 0,5%, așa. Am observat că devine mult mai dură după vopsirea cu vopsea pe bază de alcool, de exemplu. De asta întrebam, nu trebuie rehidratată? Pielea tăbăcită vegetal, de asta, la asta vă refereați? Da. Dar ce ați făcut? Ați îmbăiat-o? Nu, a fost doar, am trecut cu tampon de burete cu vopsea respectivă. Ce grosime avea pielea? 1,82. Și a penetrat vopseaua în toată secțiunea? N-a penetrat în toată secțiunea. Nu, deci nu la suprafață. Și cu suprafață, da. Și cu ce fel de vopsea ați dat? Cu vopsea metal complex pe bază de apă? O vopsea pe bază de alcool. Nu știu pigmenții ce bază aveau, știu doar că vopseaua era pe bază de alcool. Și asta e foarte important de știut, că v-am spus, nu e același lucru alcool etilic cu alcool izopropilic și cu etilenglicol. Era pe bază de izopropilic, dacă e din aceeași sursă. Izopropilic, da, izopropilic. În mod normal n-avea voie să se întărească pielea. Deci ori a fost ca, deci de obicei la 100 de grame, vorbesc la litru acum, la 100 de grame de colorant metal complex se pun maxim 200-300 de grame de alcool izopropilic și 600 de grame de apă. Da. Dumneavoastră știți mult mai multe. Noi cumpărăm o vopsea care știm că e pe bază de solvent, bază de alcool, bază de apă și cam atât. Nu mai știm pigmentul din unde cei. Unde cumpărați vopsea de asta? Ei, sunt vopsele dedicate pentru vopsitul pielii. Tandy Leather, nu știu unde e produsă, în Germania. Asta întreb, cine le vinde? La noi sunt distribuitori, dar sunt producători consacrați de vopsele. Sau cunoscuți, cel puțin de noi. Nu știu, deci ce întreb? Pentru că și la noi vin tot felul de ăștia care pun în sticluțe. Nu. Par și după aceea pun o etichetă și fac ei acolo. Sunt vopsele care se numesc, producătorii se numesc EcoFlow, de exemplu, dacă ați auzit de gama lor. Angelus, dacă ați auzit de gama lor. Înseamnă că ăștia sunt dedicați pentru artizani și pe partea industrială avem parte de alți producători. Feebings. Normal, el trebuie să aibă compoziția chimică aceeași, indiferent de la ce firmă provine. Deci nu ar avea de ce să...
În lume sunt multe firme care fac chimicale pentru finisaj. Foarte multe. Noi lucrăm cu cele mai bune din Europa, pentru că de fapt este în Europa cele mai tari. Dar dumneavoastră cumva aveți un laborator în care compuneți vopsele sau le luați gata? Mă scuzați când răzneți, dar dacă... Nu luăm gata nimic, totul preparăm noi pe bază de rețete. Deci da, luăm pigmentul, luăm liantul acrilic sau poliuretanic, luăm plastifiantul, luăm alcoolul izopropilic și așa mai departe. Pentru că fiecare sortiment are alte proporții din fiecare și atunci nu poți să iei. Am înțeles. Deci compuneți vopsele în laboratorul dumneavoastră. Aș îndrăzni să mai pun o întrebare. Cum se poate obține o culoare cât mai deschisă sau cât mai vie pentru o piele ce urmează a fi vopsită? Bănuiesc că baza trebuie să fie cât mai albă. Nu. Depinde ce culoare, deci deschisă. Vrem un galben. Vrem să fie galben sau vrem să fie alb sau vrem să fie un albastru senin. Ok, deci una, când vreți să faceți, să zicem, un galben, trebuie să aveți un fond cel puțin, dacă nu este galben, să fie mai deschis decât acel galben. Deci ori alb, ori un bej foarte deschis. Dacă aveți un fond mai închis decât vopseaua, deja e o problemă. La albastru, la fel. Trebuie să aveți un albastru, fondul mai deschis un pic decât vopseaua sau alb. Da, bine. Vă dați seama, noi suntem artizani. Noi facem lucruri mici, puține da. Și tot încercăm până ajungem la rezultatul care ne l-am dorit. Când spuneți fond, eu aici mă gândesc la culoarea de bază a pielii care urmează a fi vopsită. Da. Și cu o culoare cât mai deschisă spre albă, e cam greu de găsit. Dacă vrem să obținem un galben deschis, un... Nu vă așteptați că veți putea vopsi galben pe maro sau galben pe un bej. Evident, evident că baza trebuie să fie mai deschisă decât culoarea care dorim să o obținem. Da, mulțumesc. Ioane, zi ceva și tu, pune o întrebare. Vlad? Eu îmi cer scuze că nu stau cu web-ul pornit, că urmăresc și altceva în paralel. Pune o întrebare, că erai pregătit. Copii, okay. Pentru folosirea lui, dacă o piele vegetală, o piele tăbăcită vegetală a stat mai mult decât trebuie, ca să o revigorăm un pic, dacă recomandați sau nu și în câte straturi. Nu prea înțeleg noțiunea de a sta mai mult. Am spus, s-o găsit... Dacă e o piele mai veche sau o piele care are o tendință de a fi mai uscată. Piei vegetale conservate foarte bine și care stau foarte bine în mormintele egiptene de acum 4.000 de ani. Deci, probabil că vă referiți la o piele care nu a fost ținută în niște condiții foarte corecte și vreți să o revigorați. Nu la asta cred că vă referiți. Exact, exact. În mod normal, o piele depozitată corect, ea trebuie să-și păstreze toate caracteristicile. Da, se pot face, deci dacă să zicem pielea s-a întărit, se poate face o ungere prin tamponare cu uleiurile speciale pentru pieile tăbăcite vegetale. Există uleiuri speciale pentru așa. Ne-a transmite prin intermediul lui Sergiu niște link-uri. Bănuiesc că uleiul... Niște uleiuri, unde le găsim? Deci eu degeaba vă transmit pentru că aceste uleiuri se găsesc în cantități industriale. În cel mai bun caz puteți veni la Tamif să luați o jumătate de kil sau un kilogram, pentru că noi cumpărăm butoaie de 100 de kile. Mulțumim pentru invitație. Am memorat invitația asta și o să venim la dumneavoastră. Luați 100 de kile, vă ajute până la pensie. Nu, ideea era de sursa unui produs corespunzător ca să putem face ce ne dorim. Da. Și atunci dumneavoastră ați spus că aveți, noi am memorat sursa și o să vă treziți cu noi. La jumătate de kilogram și cum dorește clientul. Ok.
activități industriale. Adriana Cioloca întreabă cum ne dăm seama de sortimentul de piele, care e Napra, Toval, Chevreau, Șervetă. Haideți să trecem puțin să vedem... Cum? Chevreau și Șervetă. Da. Haideți să trecem puțin prin rapid, așa, într-un minut, să zicem, prin toate articolele sau toate tipurile de articole care se pot obține din piele. Așa. Deci într-un minut nu o să putem niciodată. Eu am făcut facultatea. Învățat tot la fabrică, le-am învățat după ce am început practic toate chestiile astea. Da, deci napa e clar, organoleptic. Trebuie să o pipăi, să vezi că e moale, că e napa, ce mai e? Pentru mine napa e napa, este pentru mine asta ce înseamnă napa. Chevreau este piele de capră pentru încălțăminte, șevretă e piele de oaie pentru încălțăminte. Deci sunt noțiuni total diferite. Tovalul este o piele pentru bucanci militari, care nu se mai fabrică. Acum se face piele impermeabilizată cu procedee mai sofisticate. Deci sunt sortimente, e imposibil să treci într-un minut printre ele. Eu cel puțin cunosc eu am fabricat cel puțin 200 de sortimente, ca să le explic pe toate. Da, ok. În afară de pielea asta tăbăcită, vegetal, semi-vegetal și mineral, care ar fi celelalte tipuri de tăbăcire? Oh, sunt. E așa numită... Mai este pielea tăbăcită crom free, da? Este un din piei. Wet white înseamnă alb umedă, deci față de wet blue care este în crom. Wet white este piele tăbăcită cu sterul de aluminiu. Se folosește pentru articole cu exclusivitate deschise, alb și, mă rog, pentru alb în primul rând. Alte tăbăciri, mai sunt tăbăcirea chamois, care exclusiv pe bază de ulei de cașalot, se folosește pentru acele ștergătoare de parbrize, de mașini, așa numitul chamois. Deci, în mare, astea ar fi... Nu sunt 1000 de metode de tăbăcire. Cromul și vegetalul sunt cele două mari. Și în rest sunt felul de... Și cu aldehide sunt, cu glutar aldehide. Sunt tot felul de chestii de tăbăcire, dar care nu prea se caută. Și amouă e deja, văd că nici măcar în benzinării nu mai găsesc și amouă. Sau în supermarket. Acum au apărut aceste microfibre care șterg mai bine. Sunt mai ieftine, șterg mai bine. Exact. Deci nu mai e o chestie care noi făceam pe vremuri șamoa, dar nu se mai caută. Mai caută. E și scump și nu... Microfibra face treabă mai bună. Deci unde sinteticul poate să înlocuiască pielea este ok, dar sunt multe domenii în care pielea nu poate fi locuită decât acceptând niște condiții mai proaste de igienă și de până la urmă, de calitatea vieții. Pentru că una e compromis acolo. Una e să transpire într-o mușama și una e să transpire piciorul în piele. E mult mai igienic. Ok. Eu zic că pielea nu poate fi înlocuită. Unii zic că o să se găsească și pentru asta. Doar compromisuri. Exact. Da. O să găsească variante din ce în ce mai aproape de piele, dar ca pielea nu o să fie. Probabil că da. Probabil. Nu știu ce să zic. Chinezii au inventat toate că le fac ieftin și Domnul Vereș, ați fi de acord dacă ne adunăm mai mulți, ca să nu vă deranjați pentru unul, doi oameni, să ne primiți un pic prin tăbăcărie? A, vreți să faceți o excursie organizată, excursie de studii? Ne organizăm un picuț, dar să trecem dincolo de rafturile unde e pielea gata, să trecem un pic așa prin fabrică. Ați fi de acord să ne primiți?
Eu cu mare plăcere vă primesc, pentru că s-ar putea să fie ultima dumneavoastră șansă să mai vedeți o bucărie. N-am vrut să merg așa sentimental, dar aveți dreptate. Aveți dreptate, aveți dreptate. Nicio problemă. Domnul Veroș, o idee excelentă. Scuză-mă. Te rog, scuză-mă, Sergiu, aș avea și eu două întrebări pentru domnul Vereș. Da. Ați spus mai devreme că nu puteți aprecia calitatea unei piei uitându-vă la o fotografie, ceea ce e absolut corect. La ce vă uitați? Să presupunem că sunteți lângă piele. La ce vă uitați ca să puteți aprecia calitatea ei? În primul rând fac o dată o apreciere organoleptică, care înseamnă vizual și pipăit. Deci, așa. Astea sunt chestii foarte, foarte, cum să spun eu, care le dobândești în timp. Iar după aceea, ca să am mai multe răspunsuri, încep să fac analize fizico-mecanice sau și chimice. Și pentru noi, muritorii de rând? Pentru muritorii de rând rămâne pipăitul. Deci rămâne să facem vizita la dumneavoastră în tăbăcărie ca să ne putem... Forma. Să căpătăm niște experiențe. Să căpătăm niște experiențe. Exact. Vizualizare. Da, îți dai seama prin pipăit dacă o piele este ok sau nu. Nu e o problemă. Dar dacă, de exemplu, o să luați o poșetă în mână, s-ar putea să vă păcăliți. Pentru că o să spuneți prin pipăire și prin vizualizare că este o piele super faină și, de fapt, dacă o tăiați, o să vedeți că partea aia alta are pânză și e, de fapt, un șamăr. Se imită deja foarte bine piele. O piele de bună calitate este normal să se întindă? Să se întindă așa, la o atingere ușoară, să zic. Deci nu când o forțezi cu greutate. Depinde. De exemplu, o piele în apa poate să aibă ușoară întindere. O piele moale. Dar nu trebuie să aibă o alungire foarte mare. Deci sunt și aici niște standarduri unde trebuie să încadreze pielea. Noi avem aparat de măsurat alungirea și trebuie să condițiile în care trebuie să se încadreze, aparat de măsurat rezistența la rupere și așa mai departe. Dar, iarăși, nu pot să vă dau un răspuns exact. Nu știu cât să ziceți dumneavoastră că se întinde. Eu am o canapea aici, e piele foarte moale, dacă bag degetul, ea se întinde, se pliază, se... Ok, dar e foarte bine asta. Da, dar aceea e tăbăcită crom. Eu vorbeam de piele tăbăcită vegetal. A, exclus. Exclus? Vegetal la 2 mm, 3, 4, 5, ea n-are voie să aibă alungire decât foarte mică. Dar la 1,5? Nici acolo. Chiar dacă e făcută în apa, pentru că vegetalul se face în apa, dar nu are voie să aibă alungire. Nu, depinde cumva și de ce animal a fost. Eu, de exemplu, am niște piele tăbăcită vegetal natur, de buffalo tânăr, care are o alungire destul de măricică. Buffalo tânăr este bivolul tânăr care se cheamă malac. Da, corect. Nu știu toți termenii. Asta voiam să vă întreb. Că, nu, dacă și animalul e mai tânăr, cred că și elasticitatea piei e mai mare, nu? Nu. Cu cât e mai tânăr animalul, țesutul colagenic este mai des și mai fin și printr-o tăbăcire corectă, ea nu trebuie să aibă alungire. Și atunci... Nici dacă e o piele care nu e foarte presată, care nu a fost supusă la, nu știu, la presă foarte intens. Așa.
Ale atunci, adică cu cât e presată mai tare, cu atâta lungirea ei scade? Nu. N-are nicio legătură. Are legătură cu tehnologia de prelucrare și așa numit un tins la rame, care se face la sfârșit. Dar e în favoarea noastră a pielarilor, pentru că dacă o tragem pe rame, câștigăm la suprafață, mai câștigăm 2-3% la preț. De la deci acele rame rămân urmele, nu? De pe piele. Acele urme de cap, de cârlige, de cap, se mă refer. Exact, exact, exact. Exact. Ce întrebare aș mai avea eu pentru pielele care le vopsim noi, artizanal, cu produsele care le-a menționat Adrian? Ce recomandați să folosim pentru fixarea vopselii pe piele? Am mai folosit partea asta acrilică de la Fibings, Resolin, dar aș vrea să încerc și cu compuși de ceară și vreau să vă întreb un pic care ar fi cea mai bună metodă pentru a o fixa cât mai bine. Deci lianții acrilici, în primul rând, nu sunt materiale de fixare. Dacă ați vopsit pielea cu colorant pe bază de apă, metal complex, aceea nu necesită neapărat fixare. Se poate da pur și simplu coceare incoloră pentru atât. Iar dacă ați vopsit pielea cu pigmenți, acolo este obligatorie fixarea cu soluție de nitroceluloză sau cu soluție de poliuretan de fixare. Care iarăși nu vă pot spune unde le găsiți, puteți veni la noi să cumpărați un kil sau o jumătate de kil, cât vă vreme. Expiră, au termen de valabilitate soluțiile astea de fixare? 6 luni. 6 luni. Deci trebuie să luăm câte un pic să venim mai des. Dacă folosiți multă, puteți să luați mai mult. Nu, 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 dar ne face plăcere să venim mai des, că mai descoperim ceva. Așa. Mai am și o întrebare, vă rog. În cazul în care vopsim cu pigmenți naturali, de exemplu cu cafea, ce fixator trebuie să folosim? Recunosc că în 42 de ani de carieră n-am vopsit niciodată cu cafea. Nu știu ce să vă spun, dar îmi închipui că dacă... Sau alți pigmenți naturali. Da, sunt transparenți pigmenții naturali, e suficient să dați coceară incoloră și să periați. Ceară incoloră de albine sau alt produs care e procesat? Da, poate ceara de albine trebuie să o topiți, e mai complicat. Are nevoie de ajutor. Aveți un produs anume pe care să ni-l recomandați? Ca și da, ceară incoloră? Pasionate, care se folosesc la rece. Pur și simplu se întind cu buretele și după ce se usucă, se periază la o perie rotativă sau manual. Și nu riscăm să se curețe? Depinde la ce folosiți pielea respectivă. Păi... confecționăm diverse produse. La marochinărie vă referiți? Și nu numai. Și produse micuțe, da. Deci dacă e marochinărie, e indicat să nu folosiți cerul. La marochinărie se folosesc fixative pe bază de nitroceluloză sau poliuretan, cum v-am zis înainte. De ce? Pentru că geanta respectivă se va... freca tot timpul de acea fustă sau rochie, care poate fi de diferite culori și la un moment dat o să vadă domnișoara sau doamna că are culoarea agenții rochia sau fustă. Nu, de obicei marochinăria nu se fixează cu ceruri. Nici canapelele. În regulă, mulțumesc tare mult! Domnul Bereș, dincolo de aspectul și de imperfecțiunile pe care le prezintă pielea, atunci când achiziționăm piele, la ce ar trebui să mai fim atenți? Păi, nu știu, ar putea fi ceva defecte ascunse sau... Nu cred că ar trebui să deranjeze foarte mult defectele naturale ale pielii.
Aici mă refer la cele cicatrici vindecate, la dungile de creștere, la dungile de la gât și așa mai departe, pentru că ele din contră scot în evidență caracteristica pielii și arată că, uite, într-adevăr, avem de-a face cu o piele naturală, nu cu mușama. Corect. Sunt unele persoane, unii artizani, care chiar scot imperfecțiunile astea, cicatricile și le scot în față. Dar dincolo de aceste lucruri de suprafață, ar trebui să mai fim atenți și la altceva? Eu știu, vicii ascunse sau... Viciile ascunse nu vedea. Viciile ascunse poate să apară în timp. Ce poate să apară? Urme de mucegai, să iasă exudat de mucegai sau poate să se producă exfoliere a stratului de vopsea la purtare sau și așa mai departe. E foarte greu ca să vezi în raft o piele care ție ți-a plăcut și să spui că trebuie să mă uit la ceva atent. Dacă mi-a plăcut acea piele și știu să o folosesc, o iau, pentru că viciile ascunse apar în timp. Ni se întâmplă și nouă în producție să ajungă piei de genul ăsta la clienți și clienții ne sună, luăm legătura cu ei, ok, domnule, e un viciu ascuns, nu l-am putut observa nici noi, nicio problemă cu pielea. Deci asta se rezolvă treburile astea. Sunt situații de genul ăsta. Viciile ascunse poate să apară datorită conservării, datorită mai multor cauze. Deci e greu de spus. Dacă mi-a plăcut pielea, știu ce vreau să fac, o iau. Știu la ce-mi folosește, o iau. Asta. Acum că mi-am făcut și eu rost de carnețel ca să-mi notez, pentru partea asta de etichetare a piei pe diferite tipuri de calitate, care sunt procentele de defect pe o piele ca să fie calitatea a întâi, a doua, a treia, așa mai departe? Vreți să vi le spun pe alea comuniste sau pe astea italienești? Pe astea italienești. Amândouă. Amândouă. Deci la alea comuniste, la calitatea întâia, trebuia să poți să crești 120%. Am înțeles. Nu mai notăm pe asta, o ținem minte. Așa, a doua croiai 90%, la a treia croiai 70% și la a patra 50%. Dar pe total oamenii se încadrau până la urmă. La italieni eu știu că depinde de tipul de piele, A, B, C, D. De obicei, calitatea A și B se folosesc în marochinărie și în confecții de încălțăminte. C-urile se folosesc pentru făcut piei corectate, deci alea care deja au aspect de mușama la finisare. D-urile la fel, iar E-urile sunt de obicei la căptușală, meșină și așa mai departe. Iar dacă e notat cu 1, 2, 3, 4, 5, e aceeași chestie ca ABCD. Mulțumim frumos! Ok, păi ne apropiem de final. Haideți să vedem dacă mai avem ceva întrebări. Da, tu pleci undeva? Dacă ai treabă, Sergiu, nu-i lași, că noi continuăm. Ia să vedem, ce întrebări îți mai vin în minte, Adi? Sunt multe, da, eu tare, tare mult aș vrea să concretizăm vizita. Cred că ar fi un plus foarte mare pentru noi, pentru domnul Vereș, care avea bucuria să împărtășească și o să ne ajute pe noi, cei care încercăm și ne străduim să lucrăm cu pielea, să-i explicăm mai departe atât clienților, cât și colegilor de breastă care vor să învețe, cum era colegul de mai devreme. Despre a învăța nu era seminarul ăsta, însă se poate rezolva problema asta și ar fi foarte fain pentru că noi, înțelegând cum trebuie, putem transmite mai departe cum trebuie. Sunt foarte multe întrebări, nu vreau să abuzez de amabilitatea domnului Vereș acum, dar cu siguranță dacă mergem la dumnealui o să mai avem niște întrebări pregătite.
Așa că, domnul Vereș... Adică dacă are disponibilitatea să ne ajute cu o vopsea, cu un fixator, cu o ceară, cu un ulei, să ne explice un picuț care părți ar fi potrivite pentru ce articole, să ne explice dacă poate face diverse grosimi în baza a ceea ce avem noi nevoie și așa mai departe. E foarte amplu, dar este bine că am început. Da, am făcut, aduc aminte de clienți care la început au venit, nu știau nici ce să cumpere de la noi, dar din discuții așa, încet, încet, aflând ce vor să facă și putând un dialog, încet, încet au evoluat și au ajuns destul de bine și de departe. Fac tot artizanat, dar fac lucruri chiar sunt frumoase. Și vând online în prostie. Scriu acolo handmade și mi-au spus că vând în Danemarca, în Norvegia, în Suedia, peste tot. Peste tot. Am o fată de la Zuriel, cum o cheamă? Ramona... Sanda. Poftim? Sanda. Sanda o cheamă. Cea de la Zuriel? Da. Nu, Ramona o cheamă. Sanda a, o cred că-s două. E Sandra Halal. Sunt două fete. Ele au venit prima dată și mi-au cumpărat 10 metri de piele, Crazy Horse, așa, 2 mm. Și nu știau nici cum să facă, cum să confecționeze. Le-am explicat niște chestii pe acolo. Eu vreau să vă spun că am ajuns să le vând cam 400 de metri pe an acum. Și vând, am spus, online, Norvegia, Suedia... Și nu fac altceva decât coperți de agende și de caiete. Din aceste. Da, trei. Da. Da, mai discutăm, pentru că eu aș vrea să... Dar iarăși trebuie să ajungem la dumneavoastră acolo, să vedem și pielile un pic mai subțiri. Aș vrea să promovez un pic și pielea mai subțiri. Asta de curele gata. Îs convins, este top. Ce pot face mai bun pentru curele este din pielea de la dumneavoastră, de la Tamir. Dar aș vrea să vedem un pic, dar când venim acolo și avem în mână pielea, să vedem un pic și alte sortimente de piele care s-ar putea să ne vină bine, măcar câtorva dintre noi. Ok. Da, în general, pentru micii producători, îi caută în stoc, pentru că nu am posibilitatea să le produc lor 5 metri, 10 metri, cât au ei nevoie. Și atunci, ei caută prin stoc, îi notez acolo într-un caietel și când am o comandă mai mare, lipesc și pe ei de comandă respectivă. Sperăm să găsiți carnețelul când e comanda mare. Nu-i problema asta. Deci, capacitatea noastră de producție la vegetale este de 600 de kilograme o șarjă și eu nu pot să fac 20 sau 30 de kilograme, n-am cum. Am înțeles. Și atunci cuplați cu altă comandă ca să fie bine pentru toată lumea. Da, exact. Nu pentru că n-aș vrea, că până la urmă ai prea să faci. Dar nu rentează. Fiind sub anumită cantitate, nu e rentabil să porniți utilajele, să funcționeze oamenii și așa mai departe. Pentru partea de grosimi pe care le puteți furniza, acum trecând peste partea de culoare și toate aspectele astea, nu știu, dacă avem nevoie de la dumneavoastră de o piele vegetală subțiată la 0,6, 0,7, să zic așa. Da, de poate? O facem pentru că nu avem comenzi, am spus, mari și n-aș avea unde să vă lipesc. Deci dacă aș avea comenzi de minim 200 de metri pătrați sau 100, aș putea, dar eu nu am comenzi așa mari la vegetal așa subțire și n-am unde să vă lipesc cu 0,6. Și nu puteți să faceți splitting după aia sau împărțiți în piele și șpalți? Nu. Deci odată pielea tăbrăcită vegetală nu mai... O faci direct din pornire, o faci la grosimea care o tăbrăcești vegetală. Haideți să vă spun eu ce se mai face. Deci sunt
noi facem grosimea minimă acum 1.6, 1.8 și 1.8.2. După ce s-a croit piesa mică, sunt producători de ăștia care și-au făcut piesele și după aia merg la fabricile de încălțăminte și există acele mașini de egalizat, le numesc ei, o lățime da. De 30 de centimetri și le trec prin mașina aia și le subțiază. Dar aia e numai la piese mici se face. Nu se poate face la o piesă de cum e o piele întreagă. Știu că la una întreagă nu, că vedeam că, nu știu, de 40 de centimetri da, de 30. La o piele de 1.6-1.8 și prăiau piesele și după aia mergeau și le subțiau la grosimea care vreau. Am înțeles, mulțumesc. Da, Ioan, dacă vrei un contact de la un astfel de atelier, vorbim după aia și te ajut. Bine, bine. Mersi. Am și eu niște surse, dar niciodată nu strică mai multe. Sigur. Ok. Hai să vedem. Mai sunt întrebări pentru doamna Vedeș? Dacă mai poate, dumnealui, că se gătește gazul. Păi, dacă nu mai sunt întrebări, o să încheiem aici atunci. Și rămâne să ne vedem săptămâna viitoare. Cu un alt invitat special, o să vă dăm amănunte imediat. Ok. Mulțumesc frumos pentru prezență. Să aveți o seară faină. Mulțumim frumos pentru implicare. E foarte fain. Foarte fain a fost. Cum ai, drag? Mulțumim mult. Mulțumim frumos. Seară faină. Pa, pa. Seară faină să aveți. Salutare tuturor. Pa, pa. Ia-o, pa, pa. Salut.